Salut, fetelor! Am revenit cu favoritele lunii februarie, dar din păcate luna aceasta va trebui să vă dezamăgesc și să vă spun că am doar câteva produse, dar măcar sunt produse de make-up. Mă potrivesc cu canalul, este ok. Primul produs este BB Cream-ul de la Skin79. Luna aceasta l-am folosit în fiecare zi. Nicio excepție. Și încă sunt uimită că mai am produs. Adică BB Cream-ul ăsta ține extrem de mult timp. Într-adevăr, au fost luni întregi în care nu l-am folosit decât, să zicem, o dată sau de două ori, dar totuși l-am folosit o lună întreagă în continuu și țin minte că anul trecut tot așa l-am folosit vreo două sau trei luni în continuu și în continuare, mai am produs. Corector, Rimmel Wake Me Up, l-am folosit și pentru cearcăne și pentru imperfecțiuni sau semne, este nemaipomenit, acoperă, e rapid, are aplicatorul acela gen gloss. Nu este foarte igienic să pui direct pe coș, să zicem. Tocmai de aceea eu de obicei înainte îl pun pe palmă, mă rog, pe mână, după care îl aplic în zona respectivă, tocmai pentru a nu infecta produsul, dar este ieftin, e bun, își face treaba, iluminează foarte bine zona cearcănelor. Am înțeles că are mici particule de sclipici, eu nu prea le-am văzut, dar... Pentru buze, un singur produs și anume acest ruj este din gama Kate Moss și este nuanța 01, este rujul pe care îl port acum pe buze. Este un roșu închis, rece. Pe cameră nu se vede chiar atât de rece, dar credeți-mă că este rece. Ce-mi place? Este un ruj roșu și mie îmi place foarte mult rujul roșu, dar faptul că este într-o nuanță rece îmi face dinții mai albi. Bine, ei sunt destul de albi oricum, că sunt obsedată de chestia asta, dar oricum ajută și un ruj de genul. Și dacă găsiți un ruj, un roșu și mai rece de atât, ar fi și mai bine. Ideea este să fie un roșu rece. Dacă luați un roșu cald, întotdeauna, sau portocaliu, întotdeauna o să facă dinții galben dacă nu-i aveți albi de reclamă. Dar mi-a plăcut și este un ruj ieftin și cremos. Deși este mat, este cremos. Pentru ochi am 4 produse. Primul este Groundwork de la MAC și este un paint pot. Îl știți, l-ați mai văzut. O culoare simplă, dar în același timp dă ceva culoare și definiție ochiului. Foarte ușor de aplicat, rezistă toată ziua. Nu poți să greșești cu un produs de genul. Apoi am eyelinerul lichid Scandalized de la Rimmel. Este acela de tip carioca, foarte ușor de folosit. Îmi conturez ochiul instant în 2 minute. 2 minute cred că e mult. De fapt nu, cam stau 2 minute. 2 minute. Și, nu știu, în ultimul timp folosesc genul ăsta de machiaj, eyeliner și ruj roșu. Dar nu-mi fac cotiță, dacă observați. Pur și simplu conturez ochiul și este puțin mai gros spre exterior. Dar nu... Nu merge codiță, nu știu de ce, nu-mi place atât de mult codița mie. Îmi place mai mult genul ăsta de look. Oricum, vă plictisesc. Este la fel, ieftin. Cred că în ultimul timp sunt îndrăgostită de produsele Rimmel, pentru că sunt foarte ieftine și în ultimul timp au scos multe produse bune. Adică și pentru ochi și pentru buze și fond de ten și corector. Bravo, Rimmel! Încă un produs pentru ochi și anume acest creion de data aceasta de la Sephora. Mi-am pierdut creionul de la Max Factor în nuanța 090 Natural Glaze pe care îl foloseam de mult timp și nu se terminase, dar nu știu pe unde l-am pierdut. Așa că a trebuit să-mi caut un alt creion și l-am luat pe acesta de la Sephora în primul rând pentru că e mai mare. Și este nuanța 07 Infinite Beige. Și funcționează foarte bine, îl aplic pe linia apei și câteodată în colțul interior. Da, face ochii mai mari, mai deschiși, dacă cumva ai ochii ușor înroșiți, ajută, asta dacă nu vrei să folosești vizin. Ultimul produs pentru ochi este un nou mascara, și anume de la L'Oreal Volumisim, Extra Black. Oh. E un nume greu pentru mine, observ, și în secunda asta cel mai probabil par blondă, dar este o mascara simplu, nu mai știu cât a fost, în jur de... 40 sau 50 de lei, nu este chiar cel mai ieftin, dar este bun și într-adevăr oferă volum, alungește destul de bine, dar volum oferă și îmi place foarte mult cum arată pensula, adică e genul meu de pensula. Și ultimul produs din favoritele lunii februarie este o ojă de la Flormar, este un negru mat. Singura problemă, îl am chiar și acum pe unghii, bine, sau că am ciobit unghiile. Problema este că după cam 2 zile unghiile nu mai sunt mate, încep să lucească și sunt, să zicem, semi-mate. Nu sunt la fel de lucioase ca o ojă lucioasă, dar nu mai rămân mate, adică se cam duce efectul de mat. Dar e 12 lei, merită.
și îmi place foarte mult cum arată. Dar cum după două zile mie mi se strică unghiile, așa că trebuie să reaplic ojă, deci e ok. Și vă recomand gama mată de la ei pentru că e drăguță. Și până acum, sincer, trebuie să vă recunosc că niciodată n-am fost atrasă de unghii mate și mi s-au părut, să zicem, urâte. Dar de când am încercat oja asta, cred că vreau să-mi iau mai multe culori mate de la ei. Încă îmi place. Ca random favorite, sincer, nu prea am random favorites. Muzică, melodia Inner Ninja de la Classified. Da, aia este melodie care îmi place foarte mult. Nu sunt sigură dacă am zis-o și luna trecută, dar cred că nu am zis-o și luna trecută. Nu cred. Da. Random favorites. Ce mi-a plăcut mie luna asta? Ah, random favorites. Salam chorizo. Și sper că l-am pronunțat cum trebuie. Da. M-am îndrăgostit de salamul chorizo. Chiar că random. Și cam astea au fost toate favoritele lunii februarie. Puține, dar puternice. Da. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, să puneți întrebări pe AskFM și ne vedem vineri cu un nou clip. Eventual poate ceva de 8 martie. Vom vedea. Pa, pa!